O femeie a fost prinsă în timp ce încerca să intre în România cu un kilogram de cocaină în stomac. Aceasta a fost reținută și supravegheată până când a eliminat din organism toată cantitatea de subefiante. Aceasta venea din Elveția și a fost oprită pe aeroportul Henry Coanda de polițiștii de frontieră care tocmai făceau un control de rutină. Aceștia au selectat mai multe persoane, între care și femeia cu cetățenie braziliană, pentru a fi verificați cu aparatul cu raze X. În acest context, polițiștii au constatat că în stomacul femeii se observă siluete ovale ale unor obiecte ce ar fi putut fi capsule cu stupefiante. Poliția de frontieră, în colaborare cu lucrătorii vamali, au depistat o femeie cetățean brazilian care a încercat să introducă în țară aproximativ un kilogram de cocaină ingerată în stomac. Drogurile au fost ambalate în prezervative, pe care femeia le-a înghițit înainte de a ajunge în România. Inculpata a fost transportată la un spital, unde a eliminat cantitatea totală de aproximativ un kilogram de so substanță văscoasă ce conținea cocaină.